care ne dă mare încredere. Sperăm să câștigăm locul 1 din play-out și vor fi meciuri frumoase pe Giuleș, pentru că e atmosferă incredibilă. Nu mă așteptam, dar știam ce va fi. N-ai cum să nu dai totul pe teren când suporterii cântă din minutul 1 până când fleacă arbitru. E chiar mai frumos decât îți imaginai, decât știai, decât văzuți, bănuiesc, nu, clipuri pe YouTube de la meciurile mari ale Rapidului, da, eram, în Liga 1 sau în cupele europene. Eram în Olanda și mă uitam la Rapid când jucam în Liga 4 și mi-am spus că vreau să ajung să joc pentru Rapid, să mă simt fotbalist. Iar astăzi, cu pielea mea este de găină, mă bucur că mă simt fotbalist, că am marcat primul meu gol pe Giulești în prima ligă și sper să continui tot așa, să-i fac mândri pe fanii rapidiști. Ți-ai ales un moment bun și o execuție frumoasă pentru primul tău gol în Liga 1. Nu știu, a fost o bucurie de nedescris, chiar când nimeni nu mai spera în mine, poate că mai sperau foarte puțin, atunci Dumnezeu mi-a dat acest gol. Sper să aibă mai mulți încredere în mine, pentru că eu dau totul pe teren și joc pentru Rapid. Dar de ce spui tu că nu mai spera nimeni? Am avut momente foarte grele în această perioadă, nu trebuie niște momente foarte bune. Vreau să-i dedic golul acesta unchiului meu, care, din păcate, nu este bine, familiei mele, și sper să-i fac mândru. Mulțumesc! Mulțumesc și